Vreau să vă întreb ceva direct, domnul Rotaru. V-ați gândit vreun moment ca să faceți o claritate la echipă, să nu mai fie discuții, să nu mai fie orgolii aia? V-ați gândit vreun moment că poate ar fi momentul, să ar fi clipa ca Andrei Ivan să plece de la echipă, domnul Rotaru? Nu trebuie să-l facem noi pe Andrei Ivan, țapii sfârșitor, că nu este cazul. Nu, am auzit părerile domnului Cârțu, sunt părerile dânsului, anul trecut s-a tras echipa după el, Andrei. Anul ăsta, într-adevăr, dintr-o poziție nouă, își va reveni, e un jucător care a crescut la Universitatea Craiova, dar nu e vorba de asta, este un jucător pe care ne bazăm și care, repet, anul trecut a tras echipa după el. Uitați-vă la anul trecut, a fost al doilea golgheter, nu? Uh-huh. Adică, vi se pare nedrept să fie scos Țapi Spășitor pentru tot? Bineînțeles, sunt mulți care sunt, dar nu poate fi unul Țapi Spășitor. Suntem noi ca și echipă în acest moment, pentru că nu arătăm ca echipă. Dar, repet, domnul Cristu ce spune, este un jucător care ți-a dat din poziția de extremă, nu de atacant, ultimele două sezoane câte 14 goluri. 14 goluri pe sezon, deci asta înseamnă constanță. Uh-huh. Deja are două goluri în 7 etape. Ok, sau 3, nu știu. Da. Bun, și dacă nu va da randamentul anul ăsta scontat acolo, ce o să faceți? Dacă merge cu dacă e nișa domnului Naum, repet. Da, așa e, dar de ce tot îl invocați pe domnul Naum? Îmi place de dânsul. Cum să zic, aveți vreun deal să-i faceți reclamă sau de ce? Sunt fanul dânsului numărul 1. Aha, și dumneavoastră și domnul Becali, nu? Nu știu că nu... Ba da, și domnul Becali îl invocă.